Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Pești. Haideți să facem o etalare temporală, să vedem ce vă așteaptă în viitor apropiat ca și evenimente importante. Haideți să vedem ce vă așteaptă pe cei din Zodia Pești, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, viitorul apropiat, Pești. Pești. Aici la tine este o energie foarte veselă, să știi. Este o energie veselă, este un proces câștigat, este o energie foarte veselă, este o reîncărcare, îți reîncarci bateriile, poate să fie chiar o zi de spa, zi de masaj, o perioadă în care te ocupi foarte mult de tine, să-ți ridici vibrația și să fii într-o energie foarte bună, odihnă, vise frumoase, o stare de spirit bună. Avem aici și o situație, o să vedem despre ce este vorba. Este și o îmbunătățire pe partea financiară, este și un sfârșit de un capitol din viața ta în care a fost foarte mult conflict. Poate că cineva își dă seama aici, poate că îți dai seama că nu mai vrei să fii atât de nervos, nervoasă sau nu mai vrei să faci parte din conflicte, ori vrei să schimbi stilul de viață. Îți displace să mai asisti la conflictele celorlalți și probabil că ai fost prin multe conflicte și cred că ai schimbat anturajul sau decorul sau cu totul, pentru că nu mai vrei să asisti la așa ceva. Și cu atât mai mult cred că aici poate să fie vorba despre faptul că tu realizezi că atunci când stai departe de aceste conflicte și de poate o persoană ți-a făcut asta sau anumite persoane, tu începi să te simți mult mai bine, începi să-ți încarci bateriile și că asta este soluția ca să te simți bine și să fii bine. Poate că ai avut o perioadă în care n-ai știut de ce nu te-ai simțit foarte bine sau ai avut, nu știu, o extenuare. Un nou început în dragoste. Mamă, ce cărți frumoase mi-au căzut pe jos. Deci ce cărți frumoase! Clar ai un nou început în dragoste și ceva foarte frumos. Poate că n-ai știut de ce te secătuia, cine te secătuia în halul ăla. Probabil că era o relație sau o persoană sau scandaluri peste scandaluri care te aduceau în starea respectivă de epuizare și acum ai realizat că e de ajuns, e o limită, nu mai poți, familia sau neamuri sau prietenii. Ori pur și simplu nu mai suporți să stai lângă persoane care se ceartă. Ce se aducă atâta stare de bine cu echilibru și soarele? Cineva din leu, poate ai de-a face cu cineva din leu aici, sau ai săgetător și leu. Tu ești asta care ai și pești, și săgetător și leu. Dar energia angelică aici și cu steaua e o vindecare foarte profundă. E o recuperare, o vindecare. Cu cine începe o relație nouă cu doi de cupeni? Ai stat foarte mult să te gândești dacă probabil că o persoană care a avut o problemă să fiu singur, singură, să rămân singur, singură sau să fiu cu cineva, i-a fost frică de o relație acestui bărbat, acestei persoane. Cine are o relație cu doi de cupeni? Împăratul, că este berbec, că este taur, este o nouă relație cu cineva. Împăratul. S-ar putea să-l cunoști deja, pentru câteva dintre voi, că îți putea cunoști deja împăratul sau cineva de acolo, nu. Da, 6 de cupe, mi-a căzut direct, deci vă cunoașteți. Nu este neapărat să fie un bărbat mai în vârstă, este un bărbat care este foarte, nu știu, probabil că a fost foarte încăpățânat. Îl cunoști deja. Dacă ești bărbat, o să începi o relație cu o femeie care cred că are un puternic aspectat leu. Realizezi că vrei să fii cu persoana asta și că vrei să vindești situația cu persoana asta. Iar dacă ești femeie și ai și pești și leu aici, sau chiar și vărsător, să știi că un bărbat aici realizează că vrea să fie cu tine și îl cunoști deja. Aveți un istoric împreună.
Nu știu dacă este neapărat berbec. Uite, hierofantul taur, berbec. Dar este cineva care schimbă stilul de viață dorindu-și să fie cu tine. De ce decide împăratul să fie cu tine? Regina de monede. Regina de cupe și 10 de săbii. Pentru că el nu mai vrea alte opțiuni. Și a înțeles că a avut și o decepție în altă parte. Și a înțeles că nu prea mai vrea pe altcineva, pentru că probabil persoana asta la un moment dat te-a dat la o parte pentru altcineva sau a considerat că găsește ceva mai bun. Dar nu. A înțeles că celelalte energii l-au mințit sau că l-au folosit. Uite, nu, clar da. Nu, clar da. Deci nu mai are altă opțiune. Nu mai vrea pe altcineva și asta este confirmare. Da, e confirmare. Este cineva care vrea să așeze la casa lui cu tine? Este cineva care nu vorbește în momentul ăsta cu persoana asta? Vrea să fie cu tine? Vrea o relație serioasă? A fost frică de o relație serioasă? Probabil, nu știu, a oscilat cu cineva din fecioară, că tot mi-a cu regina de monede aici. Ori cineva l-a influențat foarte tare sau el nu știu ce vrea să facă, a fost o energie foarte încăpățânată, pus pe distracții, nu s-a gândit la o relație stabilă, nu, numai că el și-a dat seama că numai tu poți să-i oferi așa ceva, numai cu tine poate să aibă lucruri sau numai cu tine ești ar putea duri așa ceva. Celelalte energii doar și-au bătut joc de el, exact, și el te apreciază că ești o persoană stabilă, ești o persoană care l-a susținut întotdeauna și, sau dacă ești bărbat, apreciezi lucrul ăsta. Și asta este o reuniune între voi, din câte văd. Dar să știi că el ia, ce inițiativă o să ia către tine omul ăsta? Roata și poate o să se întoarcă și o să scrie. Și o să spună că te iubește. Cavalerul de cupe și asul de cupe, roata, pajul de bâte. Deci o să spună că te iubește și asul. Să știi că e energia unei persoane care n-are cunoscut roata că te iubește. Și cu șasele alea de cupe, nu știu, a pus un dute vino. Și cred că mai mult a fost prieteni. Sau cel puțin așa s-a lăsat impresia aici că mai mult a fost prieteni. Bărbatul ăsta te-a refuzat de 11.000 de ori. Cred că el a fost pus pe băutură, vicii, distracții. Cu totul altceva decât ce reprezentai tu, o foarte mare stabilitate. Judecata și de ce? Pentru că cred că o să începe o chestie, dar aici nu că sunt condiții care trebuie spuse. Nu, uite, din nou mi se confirmă. Nu e vorba de condiții aici, nu. E o decizie. Deci cineva clar s-a decis, se decide. E o chestie, nu se pun condiții. Numai că persoana asta trebuie să învețe să renunțe la orgoliu și încăpățânare, bărbatul ăsta. Și la asta se gândească. Dacă nu, cu tine nu-i funcționează. Deci el știe ce trebuie să schimbe. Asta a fost și autoanaliza. Știe că altfel nu-i merge cu tine. Pentru că tu ești prea docilă și prea bună și îngăduitoare. Iar el, dacă vrea să fie cu tine, el nu te poate domina și controla așa cum vrea el. Că îți poți dacă o să schimbe lucrul ăsta și negativ dacă nu. Da, dar cred că o să o facă el fără să spună ție, ok? Iar un strop de orgoliu. Da, o să schimbe. De ce să schimbe pentru tine? Că vrea să vă înțelegeți, da, și că vrea să se reîntoarcă la tine. Și uite, cu fraierul, regele de monede și moartea, pentru care a cunoscut că s-a comportat ca un om imatur, ca un copil mic, ca un adolescent, ca o persoană răsfățată. A recunoscut treaba asta. Deci și-a recunoscut lui treaba asta. Exact. Bun. Atât am avut și pentru cei din Zodia Pești. Vă pup și ne vedem pe data viitoare.